Cercul de pian de la Palatul Copiilor a participat în debutul acestui an la două concursuri de profil din Bulgaria și Iași, unde a reușit să demonstreze că vasluienii sunt talentați. Palatul Copiilor Vaslui a fost prezent cu un concurent, mai precis o concurentă, care în urma probelor pe care le-a susținut, respectiv două piese la pian, a reușit să obțină diploma specială a juriului și o diplomă de excelență. Mi se pare că este un rezultat foarte bun, ținând cont de faptul că au fost două categorii și că au fost în total 170 de concurenți. Ea a participat la un concurs internațional la Sofia, unde și acolo a reușit să obțină diploma specială a juriului. A fost mai strânsă ca anul trecut, deoarece au participat 170 de elevi față de anul trecut, când au fost 60. Am reușit să obțin diploma de excelență și premiul special al juriului pentru interpretarea unei piese moderne, cu care am participat și la concursul din Bulgaria. Am avut emoții și concurenții au fost bine pregătiți. Pentru cercul de pian urmează o perioadă de pregătire și apoi concursurile din luna martie cu participare internațională.